invitației noastre la această întâlnire prejuită de cei care sunt de aici, știți că am mai discutat de lansarea primei monografii a Comunei Poiana Cristi. Ea este prima monografie, au mai fost tentative de întocmire, de realizare a acestei monografii acum 20, 30 sau 40 de ani. Acum ne chinuim de vreo 3-4 ani, nu ne chinuim, s-au chinuit pe alții cei care au muncit, domnul profesor. Noi, monografia a început să, pentru la lucrările pentru întocmirea monografiei a început acum 3-4 ani. Am finalizat-o în această primăvară. Doresc să salut pe domnii profesori, pe domnul profesor Palanciuc, a fost profesor, pe doamna, și pe ceilalți care nu i-am acum în față, chiar i-am învățat. Bănuță, care a venit cu dumneavoastră mai acum un ceas, nu știu dacă a ajuns în sală. Așa. Salut prezența domnului primului primar ales democratic după Revoluția, domnului Andrei Bălan, care a spus invitații. Din motive de... Nu. Și mai este unul, tatăl meu, dar a fost până în Revoluție. O salut și pe el. Ceilalți au probleme de sănătate, sau știu, probleme de familie. Eu am fost personal, nu știu dacă ne-a stănit că Petre a ajuns. Este. El este cel mai bătrân primar, are 90 de ani. O salut și pe el. Și mâine e un carapăt, al doilea primar după Revoluție și el a fost așa, viceprimar, primar, viceprimar. Îi salut prezența și al meu. Ca să nu uiți să rămână cineva supărat, vă salut pe toți cu aceeași stimă și respect și vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea noastră. Cât despre monografie, ce conține și cum s-a lucrat la dumneavoastră, o să-l invit pe domnul profesor Tomulescu, responsabil principal la întocmirea monografiei, ca să vă povestească, să vă spună despre ce este vorba. La sfârșit, după ce terminăm aici, fiecare trece, semnează un tabel și primește câte o monografie. O parte o să regăsească în ea, pentru că domnul profesor și cu câte cineva de la primărie a ajuns în fiecare sat, unii au participat, adică au dat documente vechi care le-au avut, alții nu. Dar vă promit că la o ediție următoare, peste 20-30 de ani, o să am o vedere, să prindem în această monografie și pe cei care au scăpat data asta. Și încă o dată să nu uit, le mulțumesc totuși și în ultimul rând, consilierilor locali, pentru că ei au fost de acord acum 3-4 ani, pentru că am vrut în primul mandat să edităm monografia, au fost de acord și au alocat bănuții necesari ca să realizeze. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Domn profesor, vă rog frumos. Rog pe domnul primar să ne invite și pe noi peste 30 de ani. Da. Stimați participanți, Hristos a înviat, spun și eu. Și bine ați venit la Poiana Cristi, locul în care geografia a făcut istorie. În memoria tuturor celor care au contribuit la făurirea istoriei acestei comune și care au pus capul pe perna veșniciei cu gândul că urmașii își vor mai aminti de ei, propun să păstrăm un moment de recunoaștere. Mulțumesc. Arhivele Protoieriei Focșan, Arhivele Primăriei Poiana Cristi, bibliotecele de prin Râmnicu Sărat, Focșan, Muzeul Județean, unde veți vedea, se află foarte, foarte multe exponate care au legătură cu trecutul Comunei Poiana Cristi. Să știți că, cercetând trecutul acestei comune, nu vă spun, am fost un pic așa, știu cum vă spun, invidios pe istoria comunei, fiindcă
istoria comunei mele, care e dincolo de deal, eu sunt de fel din satul Plou, pentru ce care au auzit, fosta comună de Alul Lung, actuala comună Gura Caliței. Ei, acolo n-am reușit să găsim așa niște urme arheologice care să ateste prezența unor așezări omenești începând cu secolul, zic, al X-lea, așa cum s-a întâmplat la comuna Baiana Cristi. Să știți că, iată-te, spuneam că așa arată monografia. Pe prima copertă, coperta din față, am așezat un simbol al pătrunderii, zic, extremității estice a comunei. Acest simbol este poarta magică, sculptată de domnul învățător Șerban Nișcoveanu, vă invit să o vizitați, în satul Dumbrava. Satul Dumbrava fiind intrarea în comuna Baiana Cristi. Din coace, extremitatea vestică a comunei, satul Târâtu. Uitați aici, o locuință tradițională, cu casă cu șindrilă, cu proprietara Angelușa Toma, care are 96 de ani. Uitați, simbolizează trăinicia, tradiția, statornicia în vatra acestei comuni. Bună ziua tuturor și Hristos a înviat! Sunt deosebit de onorat că astăzi mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră. Am mai fost la Baiana Cristi și acum o săptămână și discutam cu domnul primar despre această zi emoționantă, iată că ea a sosit și doresc să felicit pe domnul profesor Tomul pentru și pe colaboratorii săi pentru realizarea acestei ample monografii a localității dumneavoastră. Felicitări, domnule profesor! Sunt multe proiecte pe care dumnealui le-a realizat și îl felicit atât pe dumnealui cât și pe echipa Partidului Social Democrat, care a realizat multe lucruri frumoase în comuna dumneavoastră. Știu că mai sunt multe de făcut, dar treptat toate aceste lucruri le vom realiza. Vă rog ca să-mi permite să vă transmit salutul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnului Marian Oprișan. Dumnealui este întotdeauna alături de dumneavoastră, cu sufletul și cu sprijinul pe care îl poate oferi ori de câte ori aveți nevoie pentru dezvoltarea localității dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că astăzi v-ați făcut timp ca să fiți alături de noi. Salut părintele din localitatea dumneavoastră. Vă transmit din parte. O parte din localitate. O parte, da. Vă transmit din partea colegilor mei, consilieri județeni, domnului primar, salut pe domnul primar Mârza de la Vârteșcoiu, pe domnul primar Țandără de la Gura Caliței. Vă transmitem cu toții multă sănătate, bucurii, și să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși și cu alte ocazii la fel de fericite ca aceasta. Vă mulțumesc și așa să ne ajute Dumnezeu!